Luni la Deva a avut loc o conferință de informare a fermierilor din județul Hunedoara pentru promovarea măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA. Pe lângă aceste chestiuni punctuale, s-a mai vorbit și despre alte lucruri importante din agricultura hunedoreană. Astfel, s-a constatat că au crescut exploatațiile agricole mari prin comasarea terenurilor, un lucru pozitiv, dar a scăzut destul de drastic numărul micilor fermieri care accesează diferite forme de finanțare oferite de APIA. Astfel, dacă în 2015 erau în jur de 22.000 de cereri pentru plata unică pe suprafață, în acest an sunt circa 16.000, iar reprezentanții APIA Hunedoara îi așteaptă pe tineri să își îndrepte atenția către agricultură. În fiecare an fermierii sunt din ce în ce mai puțini, suprafața într-adevăr crește față de anii precedenți prin comasarea terenurilor și prin apariția fermierilor mari. Dar vis-a-vis de 2015, când am avut 22.000 de fermieri, la ora actuală avem foarte puțini. Sperăm ca tinerii să-și îndrepte privirea și către agricultură. Comasarea terenurilor înseamnă un plus sau un minus? Un plus de valoare. Fermierilor hunedoreni le-au fost prezentate măsurile prin care se alocă plăți pentru cei afectați în mod deosebit de criza COVID, zone care se confruntă cu constrângeri naturale, agromediu, agricultură ecologică, bunăstarea animalelor, împăduriri și angajamente de silvomediu.